Partidul de la guvernare vrea să majoreze vârsta de pensionare pentru că statul nu va mai avea bani de pensii. PAS propune ca vârsta de pensionare să crească treptat atât pentru femei cât și pentru bărbați până la 63 de ani până în 2028. Mai exact, guvernarea vrea să anuleze reforma votată în legislatura precedentă de PSRM și Platforma pentru Moldova, din care a făcut parte și Partidul Șor. Aceștia votaseră ca din 2022 moldovenii să iasă la pensie mai devreme, femeile la 57, iar bărbații la 62 de ani. Acel proiect de lege a fost votat fără avizul guvernului, ceea ce înseamnă că el este din start neconstituțional, ținând cont de cheltuielile financiare foarte mari pe care le implică. Acel proiect de lege, când a fost votat de acea majoritate toxică, nu a avut absolut niciun calcul aferent și mai mult ca atât, bineînțeles că a fost votat strict dintr-o perspectivă electorală. PSRM critică dur inițiativa partidului de guvernământ, pe care a calificat-o drept genocid antisocial. Socialiștii amenință că vor ieși în stradă dacă proiectul PAS va fi aprobat. Partidul Șor consideră că inițiativa PAS este regretabilă și penibilă. Ei critică proiectul în contextul în care prețurile cresc, iar guvernarea doar a mimat o majorare a pensiilor, apoi au anunțat că vor să crească vârsta de pensionare. Din vară, femeile ies la pensie la 59 de ani și 6 luni, iar bărbații la 63 de ani. PAS mai vrea ca indexarea pensiilor să fie făcută o dată pe an și propune oferirea de pensii pentru carieră lungă. Femeile care au o vechime în muncă de 35 de ani și jumătate vor putea ieși la pensie indiferent de vârstă. Pentru bărbați, stagiul de cotizare trebuie să fie de 39 de ani. Pentru a intra în vigoare, proiectul anunțat de PAS trebuie avizat de guvern, apoi votat în Parlament.